dimineața! Mă bucur mult că ne revedem aici în platou, A7 TV, în acest matinal frumos. Și pentru că e ora 9 și spectatorii noștri dragi, pe care îi salut și îi îmbrățișez și iubitori de cultură și de tot ce e frumos, nu puteam să nu vin în platou astăzi cu cele mai noi știri despre cultura finlandeză, despre parteneriatul acesta care ne leagă cu România și despre experiența mea finlandeză, că și-a pus așa un mare impact asupra mea. Așa că întrebați-mă. Tocmai ce ai ajuns din Finlanda, vreau să te întreb cât de frig este acolo. Eu urmăream mai devreme știrile vis-a-vis de vremea din România. Este identică cu ce trăim noi astăzi, cu o mică precizare. Acolo sunt minus 3, 5, 6 grade. Ieri chiar a nins. E foarte frig, să știți. Pentru mine a fost o experiență nouă. N-am mai fost așa în partea asta cu Moș Crăciun, unde aș vrea să-l întâlnesc. Și l-ai întâlnit? Nu l-am întâlnit, dar va ajunge și în România. Vroiam să aduc românilor, odată cu experiența mea de finlandeză, să aduc cadouri mult mai importante și culturale, dar din păcate nu lucrurile nu sunt așa de roz precum aș vrea eu. Ai întâlnit românii în Finlanda, cum arată viața românilor de acolo? Am întâlnit foarte mulți români în Finlanda. Mulți dintre ei sunt personalități foarte importante, avizii de tot ce e nou, și cultura românească se face simțită în Finlanda. Am fost la un festival de jazz unde am cunoscut-o pe Elena Mândru, pe care o salut, și este chiar organizatoare, e româncă. A terminat conservatorul la Sibelius, a plecat cu un masterat și a rămas acolo și poporul finlandez a cooptat-o imediat. Cred că în plasmă sunt chiar imagini de acolo, de la eveniment. Am cunoscut cântăreți de jazz din toată lumea, din Elveția, din Anglia, de peste tot. Am schimbat impresii, am cântat, ne-am împrietenit. Am făcut un parteneriat, sper, de lungă durată, și e un lucru semnificativ. Eu am plecat acolo pentru un concert și am rămas pentru al doilea concert. Am plecat cu Vocea Umană de Puleng și am făcut Carmen Mon Amour. Așa că asta m-a încântat foarte mult, pentru că primul impact a fost unul de mare amploare și m-am bucurat că am mai rămas. Deci am plecat pentru o săptămână și am rămas 3, cam povești. Minunat! Cum este Finlanda? Spune-mi, unde ai stat, în Helsinki? Am stat în Helsinki. Finlanda pe care eu am văzut-o este o Finlandă extraordinară. De ce? Pentru că eu, ca artist, văd frumosul în jurul meu și nu m-am împiedicat de vreme, care mă hărâtă și care e un pic greoaie pentru noi. Mi-a fost foarte frig, sincer. A trebuit să-mi cumpăr niște haine în plus ca să pot să supraviețuiesc. Dar căldura oamenilor... Sunt oameni călduroși, deschiși? Da, da. Sunt oameni. Deci care... nu sunt precum vremea? Nu. Te emoționează, sunt foarte sensibili. Mult timp am crezut despre ei că sunt reticenți, pentru că auzisem că sunt foarte mulți străini acolo și ca orice țară în care sunt mulți străini, ei nu mai sunt atât de dornici să coopteze alți și alți străini. Dar este o falsă impresie. Ei sunt foarte sensibili, dar sunt iubitori și te acceptă din prima. Sunt foarte deschiși la tot ceea ce propui ca artist. Nu spun nu la orice act cultural. Iar noi românii suntem foarte bine văzuți în Finlanda, pentru că acest parteneriat cu conservatorul din București și conservatorul Sibelius, Academia de Muzică,
Este un parteneriat de lungă durată. Sunt foarte mulți studenți români care sunt acolo și studiază, de la masterat, doctorat, și faptul că noi am creat o impresie bună atâta timp, de aceea ne și asimilează așa de ușor. Pentru mine a fost așa un impact, a avut un impact foarte mare această deschidere cu cultura finlandeză și nu m-am simțit deloc ca un neavenit, ba din contră. Oamenii au fost foarte deschiși să mă cunoască, să vadă ce proiecte culturale am, cum cânt, cât de pregătită sunt. Și asta nu a putut decât să mă facă fericită, că până la urmă artistul, la sfârșitul oricărei reprezentații, dacă are aplauze și oamenii vin să afle mai multe despre tine, înseamnă că ți-ai făcut treaba bine. Am căutat aici niște curiozități despre Finlanda, deși este cunoscută țara celor 1000 de lacuri. Se spune că sunt 188.000 de lacuri, de fapt, și vreau să întreb dacă ai vizitat vreun lac, dacă ai văzut pe acolo vreun lac. Am vizitat foarte multe lucruri. Am vizitat Muzeul Sibelius, am vizitat două dintre lacuri. Nu am avut timp foarte mult să alerg pentru că am avut foarte multe repetiții cu orchestra. Știi, când te duci să muncești, nu prea ai timp așa de distracții sau de socializare sau... de aceea... am citit foarte mult despre Finlanda, m-a interesat mai mult istoria lor culturală, m-a interesat mai mult opera, m-a interesat mai mult să aflu despre acest concurs, Sibelius, care este cel mai mare din lume, de vioară, unde și Remusa Zoiței a cântat. Adică noi românii reprezentăm cu cinste România și chiar suntem ambasadorii în lume, pentru că a fi în acest conservator, a pune piciorul într-o asemenea instituție, un lucru foarte mare. Și nu e la îndemâna oricărui artist. M-a interesat mai mult să văd cu adevărat ce înseamnă cultura finlandeză și muzica finlandeză. Și într-adevăr, acest mare festival de vioară este atât de cunoscut, mai ales printre muzicieni, că odată ce ești acolo, n-ai cum să nu pătrunzi mult mai adânc în istoria și cultura finlandeză. Mai întreabă-mă, te rog. Da. Se spune că finlandezii sunt cei mai mari consumatori de cafea și pe an un finlandez consumă 12 kg de cafea, totodată are cel mai mare consum de lapte Finlanda pe cap de locuitor din lume. Vreau să te întreb dacă ai băut cafea acolo și... Am băut cafea, am mâncat mâncare tradițional finlandeză. Ce mâncare? Care este mâncarea lor tradițională? Ei combină mâncărurile într-un mod specific țărilor nordice. În ce sens? Deci... Zacusca cu pateu? Sau nu, ca să vă dați voi seama, e mâncare specific țărilor nordice, cum e în Germania, de exemplu. Adică... Păi noi nu știm cum e în Germania. Steak-ul este, este steak-ul de la ei, de la mama lor, de acasă. Sunt mâncăruri care sunt specifice lor. Nu pot să spun nume de mâncare, pentru da. Că pentru mine mâncarea e o... Dar știm că tu nu mănânci. Nu, mănânc salate, mănânc lucruri mult mai sănătoase, ca să zic așa. În Finlanda, sauna reprezintă o tradiție. Aici sunt mai multe saune decât mașini. Și în fine, da, pe bune. Și uite, dă aici un nume de un din ăsta fast food cunoscut, nu vreau să dau nume să fac reclamă, ci că chiar și într-o locație în asta se află o saună. Ai fost în vreo saună? În apartamentul în care am stat, exista saună. Ca să supraviețuiesc, dragilor, pe tărâm finlandez în Helsinki, am stat, cred că în fiecare zi, jumătate de oră în saună. Are sens la frigul care e acolo să existe saune da. Cât de dese? Da. Iar electricitatea este... Eu cred că se pune foarte mult accent pe energia verde. Eu cred că pe sisteme solare au foarte bine împământenită această idee. Economia lor și viața culturală e foarte echilibrată, foarte bine pusă la punct.
Așa încât locuitorii nu fac... nu sunt atenți să nu consume, pentru că consumul este minim, ei plătesc foarte puțin, iar statul, și mi-ar plăcea să se implementeze lucrul ăsta și în România, statul să ajute familiile acolo, oamenii sunt foarte ajutați de către stat. Vreau să spun lucrul ăsta pentru că mulți nu știu. Și nici voi nu cred că știți, acolo o familie este ajutată cu bani, să zic echivalentul 1000 și ceva, 1500 de euro. Dacă ești, dacă ai o familie cu mai mulți copii, statul îți dă bani. Statul îți dă bani, dragilor, ca să studiezi la facultate. Statul îți dă bani ca să plătești în cazul în care nu ai. În cazul în care veniturile tale nu sunt niște venituri substanțiale, nu ești obligat să reduci cheltuiala, să zici, uite, acum nu mai dau drumul la saună sau, uite, acum n-am bani de mâncare, nu există asta în Finlanda. Acolo este un mod de supraviețuire foarte echilibrat și ușor. Atunci... Acolo supraviețuiești. Eu când i-am întrebat, pentru că a fost invitată după eveniment, anumite familii, am cunoscut real viața de acolo. Atunci are sens că, uite, se spune că Finlanda este țara de pe primul loc în topul țărilor cu cei mai fericiți oameni. Bravo, asta vreau să și spun. Ei sunt fericiți, nu neapărat că este vremea, vremea nu ține cu ei, dar vremea nu e atât de importantă, pentru că eu dacă vorbesc cu ei și am întrebat, dar cum supraviețuiți oameni buni în această vreme, că eu am înghețat, mie mi-e foarte frig. Și mi s-a răspuns așa: când traiul tău e unul foarte ușor și echilibrat și statul susține orice, cultura, educația, normal, ești ajutat cu bani. Deci acolo poți să nu muncești. Este un stat în care primești banii de la stat, iar dacă tu nu-ți găsești într-un timp salariu de muncă, ei te ajută să supraviețuiești. Nu există să stai, e sistemul nemțesc. Ia uite, am eu unde să stau degeaba și să primesc bani. Mâine bilet spre Finlanda, Iosif, te rog frumos. În Finlanda există Ziua Națională a Somnoroșilor. Într-o familie, persoana care se trezește cel mai târziu este aruncată în lac sau în mare de restul familiei. Serios? În ziua da asta. Iar în decembrie, tradiții. Iar în decembrie, că suntem la știrile excepționale și mai ales că este un moment de cultură, să spunem că steagul lor este ridicat, că este ziua muzicii. Da? Și steagul este pus ca toată lumea să-l vadă. Până la ora 8 seara se știe că este Ziua Internațională a Muzicii, când sunt alegerile, iar acestea este ridicat. Ei sunt naționaliști, sunt oameni care iubesc țara lor. Ei iubesc țara și lor. Și oare sunt salarii bune? Foarte mari. Da? Da, da. Țările nordice plătesc foarte bine, dar este sistemul ăsta economic foarte bine pus la punct. Helsinki pare un oraș industrial. La început când m-am dus, eu am stat foarte mult timp în München, mulți ani. Pentru mine, țările nordice unde? Sunt... Unde? În München, în Germania, München. Mă. Okay. În Germania, păi da. Păi asta zic, München, în Germania. Da. Dar sunt țări nordice, da, care au legătură unele cu celelalte. Sistemul de a trăi același. Nu e nimic diferit, ca să zic așa. Dar arhitectura este una... pentru noi diferită, pentru că sunt blocurile acelea gri, nu este atât de multă culoare cum e în partea italiană, unde blocurile sunt colorate, roz, în, așa. Acolo totul e gri. E un oraș industrial, dar industria e foarte importantă. Uite, și sistemul de educație e diferit. Copiii din Finlanda nu merg la școală până la vârsta de 7 ani și nu este obligatoriu să li se dea note școlare până în clasa 8-a. Tu-ți dai seama? Probabil să se descopere pe ei, să vadă ce le place până între 8-a. Eu, pentru că am două fetițe, Maria și Chiara, le știți, m-am interesat de facultăți. Cum poți să aplici pentru o facultate în viitor, pentru un copil care vrea să studieze. Mai ales că știam că sistemul educațional e diferit de cel de-al nostru.
M-am interesat la facultățile chiar de medicină.